Oamenii politici hunedoreni au ieșit ieri la urne. Toți au votat cu gândul la o țară mai bună, mai prosperă. La Hunedoara, edilul orașului Viorel Arion, alături de familie, a mers cu puțin înainte de prânz la secția la care sunt arondați. Am votat pentru o Românie care să-și întoarcă fața către vest. Credeți că vor fi schimbări după aceste alegeri? Da, mă aștept la schimbări și sper ca toate schimbările să fie în bine. Și deputatul hunedorean Carmen Hărău s-a prezentat ieri la urne. Deputatul a votat pentru o Românie normală. Am votat pentru o Românie normală. Am votat pentru a beneficia de șansa de a nu ne mai întoarce înapoi pe vremuri de tristă amintire. Am votat pentru un loc respectat de străini, dar respectat mai cu seamă de cetățenii României, în care oamenii, începând cu politicienii și mass media, nu mai mint, promovează adevărul, promovează munca, promovează valoarea. Am votat pentru copiii aceștia minunați ai Hunedoarei, care încep să fie din ce în ce mai mulți și care au nevoie de un oraș cu șansă. În satul Păuliș, comuna Șoimuș, printre primii alegători prezenți la urne a fost Laurențiu Nistor, președintele socialdemocraților din județ. Am votat pentru o schimbare în România, pentru ca în România să fie cu adevărat democrație și nu în ultimul rând pentru o schimbare până la capăt. În jurul orei 17 și primarul comunei Șoimuș, alături de soție și cei doi copii, s-a prezentat la secția de votare din comună. După ce a votat, edilul a declarat că își dorește un alt fel de președinte. Pentru ce ați votat și ce așteptări aveți de la viitorul președinte al României? Am votat pentru o Românie mai bună, pentru o Românie care să aibă viitor. În momentul de față, România nu prea are viitor. Mă gândesc la copiii mei, pentru că de asta mi-am dorit foarte mult să participe și ei la vot. Mă gândesc la viitorul României, pentru asta, o Românie mai bună. Eu cred că viitorul președinte va fi un alt fel de președinte și m-aș bucura din suflet să se schimbe lucrurile în România și să ia pe un făgaș normal, pentru că de 25 de ani este pe un făgaș puțin anormal. Potrivit rezultatelor oferite de Biroul Electoral Județean, în județul Hunedoara, Victor Ponta a primit 43,59% din voturile hunedorenilor, Claus Iohannis 31,64%, Călin Popescu Tăricianu 5,51%, iar Elena Udrea 4,69%. În turul 2 au intrat Victor Ponta și Claus Iohannis.